Jiříci dostal jméno Kostecká řeka. Kostecká řeka vlastně připravila Kostici podzemní název, protože se za to řekla Kostecká řeka, Kostecký potok, a posléze i Kostěnický potok. Takže když se dneska podíváte doma, zjistíte, kde si ta konotno čivry, lič, vyčízi, recept, horečká lina. Mačána u cíncu humoru, liša, ale pojď si pat se průmost, pěstná, am spus că cel mai bine este să vorbim cu directorul Gigel Crudu, șeful Direcției Județene pentru Agricultură Pacific, despre acest lucru și să aflăm dacă vaccinii s-au desprins să distingă între roșiile gustoase și cele doar estetice. Și îl vom asculta pe directorul Crudu după ce îți dau o veste bună, Ioane, aflată tot de la domnul director, și anume că procedura este avansată pentru ca programul Tomata să se rea și producătorii locali să fie din nou susținuți financiar pentru a crește roșii în spații protejate. Păi, mă bucur de veste, mulțumesc și hai să auzim ce zice domnul director Crudu. Este foarte important un asemenea program. În primul rând este vorba de susținerea producătorilor din sectorul agricol, prin fond de faptul că aceștia au fost de producții mari, mai ales în spații protejate, comparativ cu celelalte sectoare de activitate în agricultură. De asemenea, este foarte important pentru consumatori, pentru că aceștia consumă. Už se po covidové pauze opět otevírají i různá muzea a já bych vám teď rád jedno z nich připomněl. Opět bude mít souvislost s renesanční dobou Rudolfa II. A bude také i o jihočeském městě, které bylo tehdy důležitější a bohatší. Cele mai ridicate valori în vestul Olteniei. Sunt
18 grade în acest moment la stația Filaret din București, iar temperatura maximă va ajunge astăzi în capitală la 21 de grade Celsius și chiar dacă nu scăpăm de noi, va mai ploua însă doar trecător. Alina Darie, bună dimineața din nou și spune-ne dacă la Vaslui ploua. Bună dimineața, încă o dată, Ioane, să știi că la Vaslui în această dimineață nu plouă, însă cerul este noros și e cam răcoare, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, pentru o zi de 3 iunie, de pildă, avem acum în jur de 11 grade Celsius, iar maxima zilei spre amiază nu va depăși 19-20 de grade Celsius. Răbdare, răbdare, mai e până iulie, Alina. Drumarii ne anunță că până mâine în transport agabaritic pe traseul Sibiu-Vește din Poiul Vicea și va face în apariția. Pasagerii care transitează aeroportul internațional Anicoanda se pot vaccina de ieri într-un cabinet special amenajat în zona publică. Aerogloria a anunțat discul transporturilor pe pagina sa de Facebook. Evident că s-a folosit serul Johnson & Johnson care se administrează în doză unică, iar persoanele care aleg să se vaccineze primesc dovada imunizării pe loc. Se pot imuniza persoanele adulte și cetățenii români, precum și cetățenii străini cu rezidență în România. Și Vama Năzlan, cu 2 ani cu vaccinare, ne spunea ieri Ioan Iosuțiu. În capitală, vreau să vă mai spun că trecerile de pietoni nu semaforizate și situate la o distanță mai mică de 300 de metri de unitățile de învățământ vor fi supra-inunțate, ceea ce e foarte bine. Asta conform unui proiect de hotărâre adoptat în ședința de ieri a Consiliului General al Capitalei. Alina, ce ne poți spune? Cum se circulă la Vaslui la ora asta? Pe raza județului Vaslui se circulă acum în condiții bune. Polițiștii rutieri s-a atras atenția că sunt zone în județ unde carosabilul este umed la precipitațiile din ultimele ore și atunci șoferii trebuie să fie atenți, să adapteze viteza la condițiile de trafic și ca întotdeauna prudență la volan. Poliția rutieră de pe altă o salutăm cu plăcere la 5:31 de minute, doamnelor, domnilor, de cântă Vasile Șeicaru acum, ne aruncăm un pic în balon. Ne amintim de vremurile alea când fredonam cu toții versurile de la șnapă. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Dacă ne amintim noi bine, fiecare copil a fost și a rămas cel mai plăcut surprins în copilărie atunci când primea în dar o bicicletă. Oh, da, 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 să știi că toată copilăria am visat să primesc în dar o bicicletă și a trebuit să merg cu ușa să că nu s-a putut altfel. Într-adevăr. Aveau și cei mari problemele lor, îți dai seama.
Ei, bine spui și uite, pe despre cei mari spun eu că a devenit tot mai necesară, parcă așa, în ultimii ani, ceea ce este foarte bine, fiind atât un mijloc de transport, dar și un mijloc de relaxare. Pe lângă faptul că poți ajunge ușor acolo unde îți dorești, faci mișcare pentru sănătate. Am vorbit așadar cu Ioan Crețu, unul din membrii de bază ai Clubului Cicliștilor Vaslui, care ne-a dat vești foarte interesante despre activitatea clubului, dar și despre un proiect foarte ambițios și inedit pe care vor să-l pună în practică cicliștii locali. Am bicicletă, am bicicletă. Practicant la nivelul orașului Vaslui, sunt în jur de 2-3.000, însă posesori de bicicletă sunt peste 10.000. Din păcate, foarte mulți posesori de bicicletă care n-au vestit anunțiat bicicleta. Avem și noi fenomenul ăsta al mașinilor tot mai multe. Încercăm să impulsionăm bicicleta în Vaslui și prin diverse activități precum Vaslui pedalează, pentru că oamenii au nevoie să se simtă în siguranță. Și când fac astfel de activități, oamenii dobândesc o creștere în abilitățile și o încredere de a se deplasa în oraș. Sunt lucruri care se complexă timp, adică la noi o strategie pe termen lung. Și sperăm la o bună colaborare cu autoritățile, asta e foarte important. Înțeleg că aveți și un proiect. If they were told to go in there and do something, they're going to do it even though that they might not like it, but they're not going to sit there and tell their boss, hell no. Right, because they need the paycheck. That's exactly right. And so when people are dependent on a paycheck, I don't see them standing up. So they got the guns, and we're sitting here.